Slovakia și Franța. Ladies and gentlemen, to be present for the second match, Slovakia versus France. San Voisino. Brigada de arbitri este compusă din 6 persoane. Din Elveția este arbitrul principal, din Ucraina arbitrul secund. Arbitri adiționali și scoreri. Se va efectua tragerea la surți cu ajutorul unei monede. Formalitățile dinaintea jocului s-au terminat, începe a doua semifinală. Ladislav Stupak este cel care servește. Iată-l trimițând destul de puternic, însă și plasat. Nu controlează acolo mingea Vincent Voisino și trimite mult în afara terenului. 1-0 pentru slovac. Servește din nou Stupak. Preluarea este greoaie acolo la jucătorul francez. 2-0. Din serviciu a pus presiune pe adversar Stupak încă din start. Ladislav Stupak are o poveste interesantă. În urmă cu 2 ani la Brno s-a accidentat în finala de dublu, cea care a fost câștigată de slovaci împotriva cehilor.
într-o atmosferă senzațională și fără un jucător, fără Stupak, adică el a ieșit în primul set. A ratat și finala la triplu pe care a câștigat-o Cehia, tot așa slovacii au fost în lipsă de resursă umană pentru că n-au putut să alinieze o formulă completă de 5 oameni, au avut o singură rezervă. Mingea a fost în teren, degeaba protestează reprezentanții Franței. 4 la 0, 4 puncte pe care le-a obținut deja Ladislav Stupak și time-out solicitat de către staful francez. Servește Stupak afară, primul punct făcut de francez, 4 la 1. Vincent Voisinot este și el component al dublului francez. Este rezervă și la triplu, însă probele sale de bază sunt simplul și dublul. La serviciu, jucătorii nu au voie să atingă linia sau terenul. Stupak, preluare elegantă și un atac în zona de teren unde nu se afla adversarul. Peste 57 de metri pătrați are terenul la simplu, 6,4 în lungime și 9 metri în lățime. Iată-l pe Stupak, preluând, își ridică mingea și apoi are posibilitatea să dea fie cu ristul exterior, fie cu latul, în funcție de poziția adversarului. Însă pentru a-ți aduce mingea așa de bine, este nevoie de o tehnică rafinată de preluare cu orice parte a corpului, mai puțin mâinile sau brațele, desigur, pentru că atunci ar interveni regulamentul și ar acorda punct adversarului. 7 la 1, Ladislav Stupak joacă metronomic, dar și economicos în același timp. Iată-l sesizând această intenție de atac cu efect. Mingea trece printre cei doi stâlpi care delimitează lungimea fileului. Este precum la volei, cunoscătorii regulamentului știu de fapt de acest lucru. Sunt două antene la volei, nu sunt însă și la footnet, la fileu, deasupra liniilor de margine. Aceea este de fapt dimensiunea fileului, pe acolo trebuie să treacă mingea ca să fie considerată a rămâne în joc. 8 la 2 este scorul în acest moment. Ladislav Stupak servește din dreapta, o face puternic, aproape razant cu fileul și Voisinot nu reușește să-și stăpânească acolo forța. Este important să-ți dozezi acțiunile și să nu trimiți puternic, mai ales fiind în mișcare, pentru că riscul atacantului în astfel de cazuri este să dea mingea afară. 9 la 2. Un set fără istoric. Ladislav Stupak aproape să câștige manșa inaugurală a semifinalei în care este implicat. 9 la 3 a renunțat Stupak la această minge, chiar dacă a trimis-o cu spatele la fileu. Ați sesizat probabil o prevedere particulară a regulamentului pentru proba de simplu. Jucătorii au voie să lovească mingea de două ori. Ce scurtă frumoasă acolo. Voisinot ține piciorul încordat la preluare. De aceea mingea se duce departe. 10 la 3. 10 la 3 pentru Slovacia și practic o regulă elementară,
în tenisul cu piciorul este ca jucătorul să fie foarte prieten cu mingea, să o mângâie cu orice parte a corpului, să poată să facă preluare chiar și cu tibia. Sunt exerciții speciale de antrenament pentru împrietenirea cu balonul, pentru îmblânzirea mingii. 10-4. Este departe Voisinot. Doar la nivel teoretic ne putem gândi că el mai are șanse în set, cu toate că, mie mi s-a părut că mingea putea să fie dată în teren. Arbitrii însă decid că a fost out. 11-4 în favoarea jucătorului din Slovacia. Desigur, mulțumiți după calificarea lui Ondrej Vít în finală și se profilează așadar o primă finală între Cehia și Slovacia la simplu. Foarte probabil vom avea trei astfel de dueluri între cele două națiuni majore din tenisul cu piciorul de nivel mondial. A servit Voisinot pentru începutul setului 2, care are aceeași configurație ca și începutul de meci. Stupac nu se dezminte, aceeași preluare și același atac ucigător. Imparabil a trimis Stupac acolo, 1-0. Bine atacat aici de către Voisinot, cel care demonstrează că este un jucător tehnic. Revedem faza cu preluarea, înălțime optimă, imprimată mingii, de aceea și atacul a fost imparabil. Egalitate la 1. Reprezentantul României la proba de simplu, spuneam Nelu Creț, aflat la debutul pentru România la un campionat mondial la simplu, nu a avut pretenții de calificare în quartetul de ași. Singurul care ar fi putut rivaliza, știu eu, cu Stupac sau cu Ondrej Vít era din România, Georgel Bobiș, în plenitudinea forțelor fizice. Înțeleg că el a avut și o problemă medicală în ultima vreme, de aceea a declinat convocarea la echipa națională. Ce frumoasă era această scurtă! S-a interpus însă acolo fileul. Intenția lui Voisinot este însă de aplaudat. Ce efect pentru un milimetru n-a trecut această minge, oprită de fileu. 3-1, 4-1 acum. Voisinot este clar că nu are un psihic atât de puternic precum Ladislav Stupac. A greșit câteva mingi la rând, nici nu s-a cerut time-out de la banca sa tehnică. Abia acum se întâmplă acest lucru. Stupac pare să se fi desprins decisiv și în acest set. Ladislav Stupac rea setul cu un serviciu bun. Minge afară trimisă de către Voisinot. 5-1. Și
Stupac din nou încearcă să pună presiune cu serviciu puternic, reușește acest lucru. Deloc comode mingile pentru simplistul francez. 6-1. Ladislav Stupac, spuneam, desprins, decisiv. Își permite și luxul de a greși acest punct, 6-2. Revine serviciul în partea franceză, o minge aproape de T, dar Stupac este un jucător cerebral, calități fizice care se combină de minune cu cele tehnice. Este excepțional ce a făcut la acea fază pe care o revedem. Deloc comod preluarea, deși era cu piciorul de sprijin în alunecare, în deplasare, s-a redresat și a înscris. Un serviciu afară al lui Stupac, scorul este 7-3 în momentul de față. Tot afară trimite și Voisino. Erori alternative la serviciu comise de către cei doi jucători, însă avantajul este al slovacului, care are 5 puncte în plus pe tabelă și mai are nevoie de încă 3 mingi, 2 acum, pentru a se califica în finală. Serviciu cu banda fileului, foarte dificil de gestionat de către cel care primește, 10-3. 7 mingi de meci și de calificare în finală pentru Ladislav Stupac. Rea bine acolo și încearcă să rămână în semifinală. Voisino nu reușește pentru că trimite din mișcare în fileu, 11-3, calificare facilă pentru Ladislav Stupac. 11-4, 11-3 este rezultatul care se consemnează la final în raportul oficial al acestei semifinale. Noi, prieteni, luăm o scurtă pauză, vom avea la microfon pe Sorin Bogdan, după care ne pregătim de semifinalele probei de dublu.